Cu o lună înainte de Paști, prețul mielului la poarta fermelor europene a crescut cu aproape 10%, potrivit ultimelor date ale Comisiei Europene, care se referă la prețurile de producător. Este adevărat, în țările vestice, acest tip de carne este consumat constant, neexistând salturi în vânzări, așa cum se înregistrează în România în timpul sărbătorilor pascale. Oricum, motivele acestor scumpiri, la fel ca în toate domeniile agricole, sunt legate de explozia prețurilor la utilități și la mixurile cu care se hrănesc animalele. În ce privește carcasa de miel de peste 13 kg, prețul mediu în Uniunea Europeană este de 707,6 euro pe 100 de kg, deci cu 5,3% mai scump față de anul trecut. Cu un număr de 6,3 milioane de capete tranșate și o cotă de piață de 17%, România este al doilea cel mai mare producător de carne de oaie din Uniunea Europeană, după Estonia, care a livrat anul trecut 9,7 milioane de capete. Cât privește producția de carne realizată, România era, conform datelor din 2021, pe poziția a treia, cu 73,3 mii de tone de carne în carcasă, cu 5,3% sub cea din 2020. Estonia a produs 120,3 mii de tone de carne de miel, cu 4,5% peste nivelul din 2020, iar Franța a produs 81,8 tone, cu 1,9% mai mult decât în 2020. Comisia Europeană nu prezintă însă și date de anul acesta despre prețurile medii de la poarta fermelor românești. Cu toate acestea, în general, în România se respectă trendurile observate pe piața Uniunii Europene. Cele mai semnificative scumpiri, raportat la anul trecut, au avut loc în Polonia, plus 25,5%, Bulgaria, plus 18,6% și Ungaria, 13,1%.